Bună ziua și bine ați venit pe Albina Online sau pe canalul de YouTube. Astăzi, după aproximativ o lună de la ultima filmare, am reușit să aduc majoritatea stupinei într-o setare, îi zic o setare, care m-a ajutat să reumplu răzile cu Albina față de anul trecut, când am făcut o înmulțire abuzivă. Și acum, bineînțeles, după acest lucru, trebuie să fac o modificare ce am văzut la domnul profesor cu mutarea măcii în buzunar. Singura problemă la mine este că nu pot muta matca în buzunar din motive că eu deja în buzunar am o familie pe 6 rame, un roi, iar în față am familia pe 12 rame. Și de aici noi trebuie să aerisim acest lucru, fiindcă în timp se va mai aglomera față de cum este acum, este la maxim. Și am hotărât în felul următor. Să-i fac un rol din familie cu matca bătrână și acolo să dau drumul la creștere de boci. Iată, o să vin un pic mai aproape. Aici deasupra am plasă colectoare de propolis. Iată, aceasta este plasa colectoare de propolis. Această familie a fost un pic supărată și este supărată pentru că am tot deranjat pe vreme nefavorabil. Iată plasa colectoare de propolis, un pic de propolis aici este, cât s-o aduna, 10 grame, e bine și 10 grame. Am pus un scop care o să vi-l spun în filmele care vor urma. Iată, dau un pic de apivirol foarte, asta folosesc. Îl las un pic să se liniștească. Și acum vom face un roi din această familie pe 4 rame cu puiet căpăcit, aș dori eu să fac. Să vedem care e situația, dacă putem face acest lucru. Este destul de bine populat. E plin. Eventual aș căuta boci, fiindcă a fost o vreme neprielnică timp de o săptămână și ea stând doar în stup, a avut această tendință, să zic, pe roire. Și voi vedea dacă se confirmă acest lucru. Ramele sunt propolizate. O să scot rama aceasta mare. După aceea voi mătura tot cuibul în hotarea reginei și, bineînțeles, pentru a forma roi cu eventualele rame cu puiet căpăcit. Au adus un pic de miere.
Astea două zile cât s-a putut. Vom continua până găsesc matca sau cuiet căpăcit. Iată astfel decurge treaba care o să-mi ocupe toată ziua, fiindcă așa e acest lucru. Să vedem care e situația pe fiecare ramă. Aici am aflat încă n-a arunsă ouă. Vom vedea pe partea asta la altă. Nu, a făcut doar coroniță cu miere. Anumite familii le stimulez, altele le las pe cont propriu. Și aceasta a fost lăsată pe cont propriu. Să se descurce cam cum poate ea să se descurce. Nu o să țin familia așa puternice pe 10 rame, să zic, 10-12 rame, fiindcă nu îi văd sensul în... Mai bine prefer să iernesc cu două regine pe 6 rame, sau pe 4, pe 5, cât se vor restrânge la momentul respectiv. Iată aici prima ramă cu puiet. Mă uit după regina. Aici eclozează albina. E foarte bine dacă eclozează albina. Este rama care o voi lua. Acum voi lua ramii fără emoție. Deci aș avea nevoie de 4 astfel de rame. Aici avem o matcă de anul trecut. O vom lua. Trec la următoarea. Această ramă puiet căpăcit va fi folosită la formarea roiului care vreau să-l formez. Mă uit și după matca. Și aici avem o ramă cu puiet eclojat. Matca a ajuns să ouă aici, dar cam trebuie să fie prin zona respectivă, fiindcă sunt ouă și mai are loc suficient de a ponta. Ce este interesant la ce am observat eu, este că neavând trântori, neavând trântori, totuși mai este cât un trântor în stup, cu toate că aici nu avem tendințe de astea de lucruri. Și aici avem albine care eclozează. Mă uit în continuare după regina și voi lua și această ramă, deci este a doua ramă pe care o iau din această familie. Dar ce mă interesează este să caut marca pentru a face lucrarea propriu-zisă. În primăvară am igienizat un pic lăzirii, le-am tras prin foc și cu un pic de mucegai ce se formează în timpul iernării. Diferite bacterii, nu știu ce se pot cumula.
Iată și aici avem o ramă cu puiet căpăcit și în stadiu de larvă. Ne uităm după dânsa. Unii nu știu dacă mai fac roi sau renunță să facă roi, dar eu voi continua, deci asta este o prima etapă în care voi face acest lucru. Nu nuclear pe două rame, acelea sunt făcute, sunt, reginele sunt împerecheate în mare parte, sunt câteva probleme, dar acele nucleele voi folosi în alt stadiu. Aceasta este o lucrare care durează din cauza măturării întregului cuib. Iau și această ramă, este a treia. Și continuăm lucrarea. Va fi pe 4 rame și va fi foarte bine. După ce va ecloza, va începe să crească cam în a 10-a zi, o să-i dau un fagure la crescut, fiindcă atunci va fi optimum pentru construirea fagurilor. Adică vârsta albinei va avea termenul exact pentru a construi un fagure. Aici sunt două proaspete, la trei rame, aceasta nu o voi lua, asta va rămâne aici. Am găsit și regina, n-am vrut să ia, dar găsim regina pe această ramă, o să o iau, o să vă arăt. Regina este o regină care nu a intrat în frigul roitului. E o regină făcută printr-o metodă simplă anul trecut și o voi muta pentru a face, bineînțeles, roiul respectiv. Voi face roiul cu dens. Ea va trebui să înceteze acum ponta un pic, nu o să mai fie solicitată așa tare, fiind doar un roi. Deci am făcut roiul cu regina, aici o ramă cu miere, o să vă arăt că se va putea și extrage miere din acesta după ce folosesc lucrarea respectivă. Acum singurul lucru care fac e că voi renunța la colectorul de polen. De acum albinele vor înceta să mai aducă polen, vor aduce miere. Și să văd cam care e situația. Mă voi uita la toate ramele. Să văd în ce stadiu are puiet. Deci aici are puiet în eclozare, va fi nevoie de el. Iată, așa lucrează măscuța aceasta. Am vreo 20, 10, să zicem cam 15 familii dezvoltate în astfel de stadiu. Restul sunt în curs de dezvoltare pentru a intra în astfel de ritme și va primi probabil mătcuțe. Deci o să fie o perioadă care se va întârzia și atunci va primi direct mătcuțe împerecheate. Deci aș diviza și acesta în două.
ar primi, ar fi pe 5 rane și ar primi câte o mătuță în perecheată. Aici avem bătut cu ouă, ce este foarte bine. Ramă construită anul acesta. Are larve tinere de 12 ore. Deci aici va porni niște boci. Odată cu luarea reginei de aici, ea a rămas pe regina. Dar îi voi da un pic drumul la mirosul din buzunar, unde avem regina. O regină, o altă regină. Albina se va uza mai puțin necrescând larve, va trăi un pic mai mult. Cam așa, aici voi interveni cam în 10 zile. Cam așa am calculat. Va trebui să fac un urniș. Acum vreau să mă duc spre fața acestui stup. Ca să scot colectorul de polen. Am colectat suficient polen pentru de la dânsoane. Aici este o ramă cu polen pentru a crește mătcuțe foarte bun. Chiar dacă am avut colectorul pus, e așa, a dus polen, e și puiet. Ce voi face aici e că voi mai aduce niște puiet. Aduce puietul din buzunar. Scot astea două rame, se pot extrage colectorul mai ușor. Încă vor încet, încet vor alerga după nectar. Atât cât mai este el în zona respectivă. Nu va primi nicio stimulare. Deci sunt două rame goale. Vor fi numai bune pentru a le umple cu miere, deci vor avea loc. Și vom vedea asta exact peste 10 zile. Acum voi extrage colectorul de polen. O iau spre interior, fiindcă așa nu omor albina. Deci am scos colectorul de polen. Îl îndepărtăm. Va fi folosit în alte cazuri. Și acum o să pun această ramă la loc. Thank you.
mă împinge ramei față. Acopă temporar. Pentru a pătrunde în buzunar unde avem o mătuță care își face treaba foarte bine. Luăm acest roi format cu 4 lamele. Separat. Îl acopă și cu pătură. E deranjat pe loc. Da? Și acum vom intra aici în buzunar. Las o leacă de distanță, așa. Bate Albina la cameră. Deci intrăm în buzunar, fiindcă eu voi lua de aici două rame cu puiet căpăcit sau în stadiu de larvă și în locul ei voi aduce două foi. Această lucrare diferită față de ce a făcut domnul profesor este că eu nu am posibilitatea să aduc masa de acolo, aici fie a trebuit să fac un roi cu ea și o să-l mut în alt stup. Deci iată, și aici am colectorul acesta de propolis. Știți cum se spune, eu am pus colectoarea de propolis, dacă se poate, de ce nu? Știți, așa este deviza. Buzunarele, deci ce se află în buzunar, din buzunar, sunt stimulate. Familiile nu sunt stimulate, fiindcă aș dori să strâng niște miere, un pic cât se poate. Cele stimulate sunt pentru a, au fost folosite pentru a întări familii, deci cu ele am creat familie. Și bineînțeles mi-au crescut o serie de rame. Și voi folosi și în continuare la acest lucru pentru a crește foi. Rama de margine ar trebui să fie ceva mâncare pe ea. Fiind stimulată, ar cam trebui să aibă. Datorită că folosesc pungii ca hrănire, am putut folosi tot spațiul de 6 rame al scopului. Bineînțeles, am mai slăbit, i-am tot luat puier. Voi decide, voi lua o ramă, voi decide, vom vedea. Iată așa de curge lucrarea făcută pentru a porni boci în partea din față și bineînțeles mă pregătesc și pentru a crește rame în continuare. Iată acest fagur încă nu este construit, nici nu este oac. Deci voi vedea dacă iau, cred că voi lua doar o singură ramă și după aceea voi lăsa acest roi să lucreze în continuare cum consideră el că e mai bine. O să-i dau cam 700 de grame de sirop ca să o stimulez, să se întărească.
Ja, το χρήμα γάμο που ΙΕΤ. Colectoarele sunt astfel puse, este cu cuie, dar au blocat această ramă cu polen. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. A fost frig, albina s-a restrâns, n-a fost chiar ideal pentru ce am vrut eu să fac. Fiindcă vremea face ce vrea ea, nu face ce vrem noi. Și eu acum sper să nu vină ploaie de cam dată. Iată, această ramă o voi lua și o voi da în față, fiindcă acolo vor crește boci, dar numai după ce voi găsi regina. Oricum ea este blocată cu polen. Nu știu pe ce măsură se vede blocajul. Au blocat această zonă. Uite, asta era mă locuitată în familie, acolo unde nu mai e familie, de fapt. S-a cam schimbat situația ei. Și mă voi uita să caut regina. Deci până nu găsesc regina, nu fac nicio mutare a ramei, fiindcă trebuie să fim 100% sigur de mutarea care o faci. Iată o ramă nou crescută. Aici mătuța o a. Calitatea măcii nu este îndoienică, o să vă arăt, este foarte bună. Dar timpul a limitat-o ca să nu se extindă cuibul. Este o oasă frumos, mă uit după ea. Deci, cam așa ceva. Eu tot timpul i-am luat rame cu cuier de aici și am întărit în față. Vreau să ajung și la ochiuri ca să le deschid ochiului de miros. Este o zi profitabilă, că vine albina cu polen, este un lucru, temperaturile sunt destul de bune pentru acest lucru, pentru cules. Iată, această ramă dovedește că mătuța este bună, de calitate foarte bună. Numai să o găsim pe ea, bineînțeles. Este ea pe undeva. Uităm atent să vedem și pe ea pe undeva. Continuăm la următorul. La ultima ramă trebuie să o găsim. Nu ca pe îndoială, dar trebuie să o găsim. Dacă nu, o iau de la cap. Până o găsim. Aici s-a rupt surma de la fagură. Vai, și nu găsesc. Trebuie ea să fie pe undeva.
Deci ajungând lângă diafragmă, fiindcă și acesta este scopul, voi încă sunt întorcăpăciți, ceea ce înseamnă că încă 20 de zile stau liniștit în privința împerecherii măcilor. Gata, este aici mătcuța. O mătcuță tot așa de anul trecut. O vedem aici, cută pe lângă puiet în sus. Înspre colțul ramii. E chiar sus, în colț. Bine, atâta vreau să știu despre ea. Ia să... Acum aici am două rame cu căpăcii. Și nu stă du de larg. Voi deschide... Voi deschide un pic ochiurile miros, cei care au văzut filmele prin Studio Sub, știu deja de ce înseamnă, dacă nu, o trebuie să le urmărească. E propolizat. Nu încetat să deschid manual. Am deschis ochiul de miros și știu unde e puța, fiecare cum dorește să-i spună. Luăm o ramă construită. O punem lângă perete. Ea a depus puiet lângă perete și a depune puiet și pe aceasta. Așa. Împing acest ram puiet căpăcit în față, lângă familia acolo, care nu mai e familie. Și acesta a devenit un roi exact ca cel pe care l-am mutat. Deci, diferența este că ea are albină culegătoare. Și celălalt nu are. Iată, voi aduce o foaie. Îi pun o foaie la construit, ea va construi și foaie, așa cu sursele, cu resursele care le are, și probabil o voi lăsa să se pregătească direct pentru iernare. Consider că nu o să se aglomereze foarte tare, în caz că se va aglomera chiar așa tare, voi lua măsurile respective. Aici mai aduc ceva mâncare. Am adus și mâncarea pentru cel din buzunar. Iată de ce eu prefer hrănirea la pungi. Foarte bine asimilează această mâncare. Punem mâncărica.
Astfel vom întări acest roișor. Trebuie să crească fagure. Mascuța trebuie să ouă. Deci o grămadă de treabă au aceste albinuțe aici și le vom ajuta. Iată așa. Pentru 4 zile se vor descurca. Nu se întâmplă nimic. Dai pungile, fac economie de spațiu destul de mare astfel. Iar rama care ați văzut-o blocată, am să vă arăt acum. Nu mai am așa pe ea. Iată cum e blocată cu pole. Luând această ramă, nu trebuie să-i colectez mai mult polen. O las să se descurce. Și voi aduce în familie această ramă. Aia cu e o familie pusă în alertă un pic. O să mai aducă polen, o să crească boci. Deci, cam asta este lucrarea făcută cu albinuțile respective. Nu se vor ataca, ele oricum aveau un pic uniformizat mirosul, fiind aproape sau mai... au mai intrat la urdinul și la unul pe alălalt. Deci nu e nicio problemă. Mișcarea este care agită albinele. Toate mișcările care le fac sunt mai deranjante sau mai puțin deranjate. Iată așa. Deci vizităm, cam în 6 zile vom selecta bocii care vor apărea. Și așa merge treaba mai departe pentru a obține mătuțe tinere. Și asta este una din oportunități. N-are rost să țin marca pe 12 rame la ora respectivă. Aici deschid și aici urdinișul. Trebuie să le fac un urdiniș aici. O să se rezolve. Punem această clasă. Vreau ca albinele să înceapă să zboare și pe partea asta, fiindcă vor aduce miere. Și vreau să am culegătoare și pe partea asta pentru momentul în care îi perechea regina. Și în față restrângem urdinișul, acum nu mai e nevoie de acest spațiu imens. Îi voi lăsa doar un pic.
Dacă văd că n-ajung, o să-i mai mărți. Iată așa arată ce am destins urdinișul. Totul e pregătit. Acolo vor porni boci. Aici colectorul de polen va rămâne. O să oară niște polen. Cum colectez eu polenul. S-a colectat de mult. Arată aici am... Am polen colectat frumos. Uitați acolo. Arată foarte bine. Cam asta este lucrarea care am vrut să vă arăt. Este lucrarea care o folosește domnul profesor, numai că eu a trebuit să fac un roi cu acea matcă, fiindcă nu am cum să fac altfel, să vă arăt roiul l-am băgat aici, roiul artificial, iată, pe 4 rame și va primi o foaie. Roișor pe 4 rame cu puiet căpăcit, va intra într-un stup, în buzunar și cam asta este. Bine, eu vă mulțumesc pentru cei care ați vizionat și ați avut răbdare să vizionați până la capăt acest film. Acum voi mai face câteva astfel de lucrări care durează, dar asta este. Și ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!